Nu știu, pentru că aceste influențe au venit oarecum natural, fără să le fi pus pe perete. Nu le-am luat ca punct de plecare, stabilit, bătut în cuib. S-au întâmplat prin modul în care, sau dacă ele există, există, prin felul în care m-am format eu, ca cineast, și prin pasiunea pe care am avut-o pentru filmul inteligent, în sens, sau pentru comedia inteligentă. Nu știu, dacă ar fi să mă gândesc, poate aș mai găsi influență, dar poate chiar și în cinematograful italian din anii 70, dar nu prea pot să pun degetul și să arăt. Dar cele două influențe de care am menționat? Da, le recunosc, pe amândouă. Dar de ce ați pomenit, sau de ce ați folosit termenul excentricitate? Păi nu știu, inclusiv alegerea acelor secvențe de musical care sunt rare în cinematografia română, dacă nu chiar inexistente. Apoi sunt scenele onirice care la fel sunt o raritate și inclusiv felul în care ați construit unele personaje. De asta am spus că este... Alte întrebări?